Astăzi, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu, a avut loc lansarea unui proiect de actualitate pentru drobeta Turnu Severin, și anume elaborarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă în Municipiu și a Planului de Acțiune pentru Mediu a Județului Mehedinți. Bine ați venit astăzi în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu, o instituție gazdă pentru o lansare a unui proiect de actualitate pentru drobeta Turnul Severin și întreg județul Mehedinți. Sunt Delia Râmniceanu, am în această zi calitatea de moderator și organizator al acestei conferințe de lansare. Prin elaborarea acestor planuri va crește consolidarea capacităților de adaptare ale UAT Drobeta Turnu Severin și implicit județul Mehedinți la efectele schimbărilor climatice inevitabile. Prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în planul local de analiză și acoperire a riscurilor și în politica de planificare urbană. În sală sunt prezenți reprezentanții ai direcției silvice, Ocolul Silvic Drobeta Turnul Severin, reprezentanții ai Apelor Române, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, profesori de geografie, de asemenea gazdele noastre, Palatul Culturii Teodor Costescu, reprezentanții ai Centrului Cultural Nichita Stănescu, de altfel o instituție a Consiliului Județean, și toți ceilalți pe care i-am invitat și i-am rugat să participe astăzi la o conferință de lansare care, să zicem noi, că reprezintă actualitatea în ziua de astăzi. Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii și construcțiilor este legat în principal de la efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură, căderi abundente de zăpadă, furtuni, inundații. Planificarea urbană și proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice și reducerea riscului asupra mediului antropic. Protecția mediului este foarte importantă la nivelul UAT Drobeta Turnul Severin. Domnul primar a promovat întotdeauna acțiunile care aduc un plus valoare cetățenilor din Drobeta Turnul Severin vis-a-vis de resursele regenerabile și, bineînțeles, noi marșăm pentru o protecție cât mai mare, pentru că orice intervenție negativă asupra mediului aduce costuri suplimentare din partea cetățenilor, pentru că cetățenii plătesc toate aceste neajunsuri și, din păcate, repercursiunile sunt tot asupra lor. Noi continuăm cu conștientizarea în rândul elevilor, în rândul liceenilor, dar și în rândul cetățenilor din Drobeta Turnul Severin, că un mediu curat este un mediu sănătos pentru copiii și bunicii și toți cetățenii din Drobeta Turnul Severin. În cadrul proiectului vor fi realizate workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice care au impact atât la nivel local cât și la nivel regional. Distinși invitați, stimați jurnaliști, vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici la conferința de lansare a proiectului Elaborarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă în municipiul Drobeta Turnul Severin și Planului de Acțiune pentru Mediu la nivelul județului Mehedinți. Consiliul Județean Mehedinți este partener în acest proiect, întrucât ne propunem să susținem toate demersurile pentru a adapta județul Mehedinți din punct de vedere al îmbunătățirii stării mediului înconjurător la normele prevăzute de legislația europeană. Nu doar pentru a fi pas cu celelalte state europene, ci pentru că acest lucru înseamnă o viață mai sănătoasă pentru noi și pentru copiii noștri. Așa cum știm cu toții, nu doar județul Mehedinți, nu doar România, nu doar Europa, ci întreaga planetă se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima. Iar cumulate, acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme la nivel colectiv, dar și la nivel individual. Este important să știm că fiecare acțiune a noastră de a reduce poluarea și de a îmbunătăți starea mediului înconjurător are efecte asupra întregii planete și asigură durabilitate pe termen lung. Regândirea și replanificarea structurilor urbane, promovarea unui transport urban durabil, facilitarea unui consum energetic mai mic pe cap de locuitor, reabilitarea termică a locuințelor și a spațiilor de birouri, transformarea orașelor în ecosisteme urbane, reprezintă câteva soluții viabile și concrete care pot fi puse în aplicare pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții populației la nivelul județului Mehedinți.
De asemenea, vor fi realizate de campanii și evenimente pentru promovarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Partenerii acestui proiect sunt UAT, Drobeta, Turnu Severin și Consiliul Județean Mehedinți.